Eterna asta unde te-ai uitat. Mă uitam că tu s-a aprins. De pe lucru. N-ai luat cardul de n-ai? Nu. Trebuia să iei cardul de n-ai. Trebuia să dai niște benzină. Bine. Și băgai și tu 10 litri, ce pula mea. Nu poate să-l ia mâine. Ba da, poate să treci, treacă și acum să ia. Dimineața, doamne acolo. Yes. Păi da, mâine când te ia pe tine, nu poate să ia cardul. Da, băgă mâine dimineață, păi da. Păi da ce? Dar nu ai merge pe să bagi de muzul ăla. E te pula. Bași pe aia, nu ce? 10-15 kg acolo, cum nu fi foc. Dar nu zice... Nu zice că nu știi. Păi da. Cu ce vrei să-ți duc oamenii, mă? Pe banii mei? Păi, bă, e dimineață. Cred că îți dea aia la 7:30 vin. Da. Păi, dacă are de treabă. E cardul și ăla, Daniel. Treci la tot pe acolo vin. Nu trecem pe acolo. Păi, care sunt? La Titi. La Titi? Ți-i dai bani? Nu. Ești scos? Nu ești scos. Mi-am scos, dar nu am întâlnit cu el. Și levierul ăla de la cutie, dă-l în pula mea. Pe la manetă? Păi da. Păi da. Cât trebuie să mai pui? A, pula. 30 de lei, 50 de lei. Da, da ei bă, lucrează altfel la pe da. Sub teatru. Noi unde pula mea ne bădăm? Să-ți facă și inspecția sau nu? De ITP am uitat. Mai o lună de zile, nu? Bine, ne ducem după aia. Hai, pa! Pa, Vali! Ne ducem după aia. Ia-și face așa. Acum? Da, 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 da. Cardul de n-aia și băgăm benzină. Să nu facă ceva. Cine mă? Bunicul. Mai dai mă că nu știi bunicul în pula mea. Știi bunicul.